Vorbeați mai devreme de Olaru. Cum se simte după accidentarea de aseară? N-are nimic, ai o tăietură la cusut aseară, a fost la spital și la cusut. Părerea mea că acolo trebuia să dea roșu. Arbitru, n-a dat nici gata. Dar oricum nu pot să spun nimic de ce. Pentru că a fost arbitrat extraordinar. Chiar a fost puțin de partea noastră. De ce? În momentul când fluie a mai fost tras de timp și 5 minute fix, trebuia să mai prelungească o minut, n-a mai prelungit. Deci înseamnă că a fost cu noi, francez. Zic, nu? E și atunci n-ai ce să spui. E bine că s-a amânat meciul de sâmbătă de Botoșani? Păi da, pe aia echipuiesc, domne, jucam acum, azi e joi, vineri sâmbătă. O poți. Nu, n-ai cum, te duci acolo, vii în coa, deci cu aia pleci la Praga, deci noi sunt oameni. E bine că s-a amânat meciul ca să luăm opțiune acolo, după aia o vom vedea.